Astăzi, domnule primar, de 3,2 milioane de lei per total pentru sportul romașcan. Acum, bine, noi nu știm exact ce felie vine pe fiecare parte din sportul romașcan, dar vreau să vă întreb dacă considerați că investițiile sunt și rentabile, pentru că, ok, lăsăm la o parte dezvoltarea personală, dezvoltarea sportivă, să nu uităm că sportul e afacere, în care investim niște bani și din care... Aici vă contrazic că nu discutăm de activități generatoare de profit, vorbim, e la fel ca un spectacol, pe care un spectacol, dacă îl organizăm cu diverse ocazii la Roman, nu generează și profit. Romanul, până la urmă, reprezintă un brand în ceea ce privește activitatea sportivă de performanță, iar acest brand trebuie respectat și trebuie cultivat în continuare. Vă spun că e foarte simplu să renunți la anumite activități, dar după aceea să începi să revii la nivelul la care ai fost, durează ani și cheltuielile sunt mult mai mari. Și chiar aș vrea să faceți un exercițiu de imaginație, să vă uitați un pic așa la localitățile, la comunitățile mari din jurul Romanului, din zona Moldovei, să vedeți în ce măsură mai au echipe la diverse stadii de performanță. Sportul implică, în primul rând, cheltuială. Performanța presupune resurse financiare, dar în același timp trebuie privit în ansamblul său. Din punctul meu de vedere, o comunitate locală nu are nevoie numai de asfalt, nu are nevoie numai de borduri, numai de spații verzi, numai de spații de agrement, ci are nevoie și de cultură și, bineînțeles, și de sport. Copiii trebuie încurajați să facă sport, iar încurajarea copiilor trebuie să se facă prin oferirea de exemple pozitive. Ori tocmai aceasta ne dorim la nivelul comunității locale.